cât pentru atenția influencerilor de top. Facebook anunță că își va plăti creatorii de conținut și alocă pentru asta $1 miliard. Vor fi plătiți cei care ating anumite cifre. De exemplu, un Reels de succes pe Instagram ar putea fi răsplătit în bani chiar de către platformă. Anunțul vine într-o săptămână în care TikTok a atins 3 miliarde de descărcări la nivel global. În România sunt peste 5.700.000 de utilizatori TikTok, asta peste Instagram. TikTok are deja $2 miliarde alocate pentru creatorii de conținut. Revenind la investiția Facebook. Facebook a mai făcut o mișcare similară în aprilie, când a anunțat că va da influencerilor un procent din vânzările produselor promovate pe platformă. Și vorbim acum cu Roberta Toi, content creator pe TikTok de succes, cu peste 500.000 de urmăritori, nu știu câte milioane de like-uri. 600.000 acum. Cum? 600.000, am înțeles. Robert, cum e cu banii ăștia? Ajunge real ceva și pe la influenceri? Ai primit ceva până acum sau n-a început încă pentru România? Cum e treaba? În România încă n-a început monetizarea pe zona aceea de Creator Fund. În Statele Unite este de ceva timp. În zona de Europa, oricum, totul ajunge mai târziu. Se testează pe țările mari și apoi ajunge la noi. Eu nu am făcut zona de influencer marketing, pentru că nu a fost în interes pentru businessul pe care l-am eu. Și atunci am avut un singur proiect pe care l-am folosit test cu o aplicație de editare, că asta e nișa mea pe TikTok. Dar în afară de asta n-am căutat și chiar am refuzat, pentru că nu era în interesul meu pe partea de business. Dar sunt foarte mulți influenceri care rulează astfel de campanii, inclusiv în România, dar n-a fost în interesul meu. Bun, de ce te-ai mutat atât de brusc pe TikTok și total? Parcă până acum un an de zile erai pe Instagram, pe Facebook, acum nu mai ești, doar cu TikTok-ul. Nu sunt doar cu TikTok-ul, postez și pe Instagram. Nu sunt la fel de activ pe celorlalte, într-adevăr, dar acum am început să fiu activ din nou pe Instagram, mai ales acum că fac și puși către zona asta de Reels, să promită un oarecare reach asemănător cu cel al TikTok-ului. Am intrat pe TikTok pentru că am văzut o oportunitate de business acolo. În momentul în care Gary Vaynerchuk, că îl urmăream acum ceva timp, spunea că TikTok este posibil să ajungă următorul Instagram, și am investit tot timpul acolo. Așa că mi-am construit comunitatea acolo, așa am atras și investitorul în companie, văzând că am ajuns foarte repede la 50.000 de followeri. Am văzut că e o direcție bună de urmat și că putem să ne nișăm pe content în zona de TikTok. Haideți, spune câți bani faci, scuză-mă. Câți bani faci pe lună? Nu te plătește direct TikTok-ul, dar ai sponsorizări, ai colaborări? Again, nu este o direcție care m-a interesat pe mine. Eu nu monetizez în niciun fel pagina mea de TikTok direct. Mă folosesc de pagina de TikTok ca să atrag clienți pentru business-ul pe care l-am pentru firma de video marketing. Dar nu am monetizat în niciun fel pagina mea. Singurul proiect a fost cel cu o platformă de video editing, Filmora. Ca să dau totuși niște cifre, pentru 3 videoclipuri mi-au dat $1,500. Bun, nu? Bun. Nu e chiar așa bun, că e totuși Statele Unite. Îi dai, știi cum e. Îi dai, da. Scuză-mă, aveai o întrebare. Auzi, da, Robert, tot de bani vreau să te întreb și eu. Hai să zicem, uite, la un cont de, cum e al tău, de 600.000. Ok, tu nu ai contracte de publicitate, nu colaborezi cu agențiile, dar dacă ar fi să iei tot ce ai putea să iei la cifrele astea, să zicem că apuci, agăți, orice contract îți pică, cam pe unde, cam pe la ce sume te învârți pe lună? Păi, dacă gândim un contract de colaborare cu un brand românesc, probabil undeva la 3, 500, 700 de euro, mă gândesc. Un contract. Iar pentru... Da, dacă o postare, da, o postare gândită fix pe modul în care îmi creez eu conținutul, cel puțin. Iar pentru Statele Unite, că începem să intrăm acolo și cu zona de clienți, poate începe de la 1.000-1.500 de euro și poate ajunge la 10.000 de euro. Am înțeles. Bun. Viață bună. Deci ok, zic. Da, Angela okay. Se apucă de TikTok acum în seara asta. Păi eu tot încerc, dar e greu și cu intrarea asta pe TikTok. Păi stai un pic, că sunt niște bani. Exact. O să ajungi și acolo. Mulțumim foarte mult.